înainte de a-i da cuvântul autorului însuși, adică partenerului, eroului de dialog, de interviu, am să vă spun că această colecție în care a apărut cartea Cu mâna pe inimă, Portrete în dialog, are un specific. Ea atrage totdeauna în discuție oameni cu viața împlinită. Vom vedea ce e cu împlinirea vieții, a spus Andrei Pleșu, dar oricum oameni care au parcurs un drum suficient de lung din propria existență încât să poată spune celorlalți povestea vieții lor, dar în așa fel sunt aleși de către noi, încât experiența lor individuală să intre în rezonanță cu experiența cititorului și să-l împlinească într-un fel sau altul, povestindu-i o altă viață. Frumusețea acestor cărți au apărut dialogurile, Portretele în dialog cu Antoaneta Ralian, cu Mircea Ivănescu și altele care nu vi, pe care nu vi le mai înșir acum, sunt toate cărți care pun viața cuiva pe o tipsie în fața cititorului și spun: alege ce crezi că ți se potrivește de aici sau învață ce e de învățat din povestea acestei vieți. Acum, trebuie să știți de la început că doctorul Martin are viața foarte bine cezurată între România și America. La 45 de ani, în 1985, deci la 42 de ani, a întrerupt linia românească a vieții lui, a plecat și a luat destinul vieții de la capăt, la capătul celălalt al pământului. De ce a făcut asta? De ce a plecat fiind una dintre vedetele Spitalului Fundeni, cel mai important chirurg pe inimă din România pe copii, chirurgie infantilă, cardiacă? De ce a plecat în plină glorie, vă spun, era o vedetă a Spitalului Fundeni, a făcut operații care au prelungit viața unor copii cu decenii întregi și am asistat la scene emoționante când unul dintre pacienții lui din anii 70 a venit să-i mâneze o diplomă dată de Asociația Medicilor în România în urmă cu câțiva ani la Sinaia. Cartea spune pe larg ce anume l-a făcut să-și întrerupă existența românească și să plece în altă parte. Era în joc meseria pe care nu și-o mai putea practica, mediul în care lucra, plafonarea pe care o simțea că se apropie, lipsa mijloacelor de medicale, chirurgicale și, de asemenea, viitorul amenințat al copilului. Așa încât hotărârea a fost luată și de la vârsta de 42 de ani, iată, este tot destinul lui se strămută în altă parte. Și aici începe povestea destinului, de fapt. Andrei Pleșu va vorbi despre asta. În general, oamenii socotesc că destinul sunt două moduri spontane de a gândi destinul. De obicei îl gândim ca o sumă a întâmplărilor. Ia uitați cum i-a fost destinul, ce i s-a întâmplat. În această variantă, oamenii citesc destinul ca pe suma întâmplărilor în care individul care le suportă nu are niciun tip de participare. Cealaltă variantă, cea pe care am cunoscut-o de la oamenii voluntariști pe care i-am întâlnit în viața mea, cu noi ca în capul șirului, cei care spuneau că destinul se construiește. Destinul este opera principală a vieții cuiva. Dacă îți propui să-ți faci viața într-un anumit fel, ți-o faci așa cum ți-ai propus. Pentru un om puternic, un proiect de viață nu poate fi niciodată înfrânt. El se realizează în pofida întâmplărilor. Cel puțin așa a crezut. A trăit și, într-adevăr, în cazul lui, demonstrația a ținut. Acum, sigur că da, destinul este opera unei voințe. Și până la urmă este întâlnirea dintre proiectul propriu și suma întâmplărilor, oportunităților pe care le scapi sau, dimpotrivă, știi să le acroșezi la timp. Cartea lui doctorului Martin este, de fapt, cartea unui om cu un exces de voință. Este cartea unui om care, în clipa în care a murit cu prima parte a existenței lui, a știut să tragă linia cu adevărat și să treacă dincolo spunându-și: nu mai există cale de întoarcere.
Una dintre cele mai frumoase scene ale cărții este când pe porțiunea de tranziție, când nu mai în România, dar nu încă în America, atunci când e la porțile viitoare lui vieți, trăiește cu cheile de acasă, acel acasă pe care îl părăsise în buzunar. Și trăiește cu ele luni de zile, știind de fiecare dată că nu le va mai folosi niciodată. Este momentul de cumpănă teribil al vieții. Pe semne că atunci a fost trauma maximă. Pentru că un om care poate să facă gestul ăsta știe că se asumă o traumă. Și că înăuntru acestei traume viața poate să pornească în două direcții complet diferite. Una în care clachezi și știi că simți că nu poți să mergi mai departe și totul se termină cu o ratare. Cale de întoarcere nu există, dar calea înainte nu știi să-ți o duci și să ajungi la o altă împlinire. Și cealaltă, cea în care îți spui, lucrurile s-au încheiat, nu mai există cale de întoarcere și nu există pentru mine, nu se poate. În acest punct de vedere, cartea are valoare de edificare pentru cititor, pentru că îți arată unde poate ajunge o viață atunci când este însoțită de o voință de a fi ieșită din comun. Și în acest punct de vedere este una dintre cele mai frumoase cărți de etică existențială pe care cred că le-am publicat noi. Pentru asta îi mulțumesc doamnei Corina Negrea că a știut să pună întrebările care să scormonească în viscerele vieții partenerului de dialog ca să-l facă să spună lucrurile cele mai interesante. Acum, și cu asta am încheiat, viață împlinită sau neîmplinită? La capătul celor 5 ședințe de dialog, cred că le durau de 2-3 ore, entuziasmată de povestea pe care o auzise împărțită în etape, doamna Corina Negrea exclamă, și acesta este finalul discuției, ce viață, vă voi citi exact, ce frumos că povestiți viața, domnule Martin, și oricine vă ascultă, cred că poate să spună, ce om fericit, iată o viață împlinită. Fascinant este răspunsul pe care îl dă partenerul de dialog. Știți? Acum mulți ani am văzut un film rusesc, răspunde domnul Martin, al cărui regizor cântărea Grigori Ciucrai. A fost odată un moș și o babă. Un cuplu de oameni în vârstă pleacă din satul lor din Ucraina și ajung în Siberia, unde lucrează fata și ginerile, într-un oraș industrial ridicat de la zero în câțiva ani. Și acolo nu mai e nimeni bătrân. Cel mai bătrân are 25 de ani, iar restul sunt de 18, 19, 20 de ani. Printre locuitori este o fată, secretara de Consomol, care e o entuziastă și e convinsă de toate adevărurile legate de filozofia URSS-ului. Ea organizează o întâlnire la Căminul Cultural, care se umple de lume, îi cheamă pe scenă pe cei doi bătrâni și spune: tataie, mamaie, v-am adus aici să povestiți un pic cum era în trecut, ca apoi să vorbim despre cum e astăzi și să arătăm cât de fericiți sunteți azi față de cum se trăia înainte. Așa că vă întreb, în ultimii ani în societatea sovietică, nu e așa că în sfârșit sunteți fericiți? Și bătrânul răspunde, fericit e numai porcul. Doctorul Martin.